Salutios oamenii și bine v-am regăsit la un nou video. O să fie un nou început de serie, sper ca să-l duc cât mai departe. Jocul se cheamă Minecraft Story Mode. Este un joc pe care l-am găsit pe YouTube cu ceva timp în urmă. Evident că am vrut să-l încerc, dar din păcate nu puteam să-l joc la mai mult de 20 de FPS-uri. Așa că după micul nostru upgrade pot să fac lucrul ăsta în sete ridicate. Trebuie să ne alegem caracterul, evident că vrem să fie băiat. Este și el cam bucuros, pare. Nu o să luăm o fată, ăsta din mijloc pare cel mai potrivit. Și să vedem cum începe The Order of the Stone. Start, episodul 1. Văd că jocul ăsta e structurat pe mai multe capitole, redimite ca episoade. Spune că în funcție de alegerile noastre o să se modifice finalul, deci jocul o să se adapteze la modificările pe care le facem. With each passing year, more and more details are lost. Spune că odată cu timpul, detaliile unei legende se pierd și rămân minciunile. De obicei, n-ar trebui să rămână doar minciuni, dar cei care n-ați jucat Minecraft, probabil că o să fiți puțin confuzi, iar cei care ați jucat Minecraft, poate o să fiți bucuroși să aflați că jocul ăsta aparent a fost înregistrat într-o lume de Minecraft, ceea ce este destul de tare. Ar trebui totuși să ne concentrăm asupra poveștii. Văd că ordinul ăsta de piatră e ca și cum ar fi înaintea celui care urmează să fie. Nu o să vă mint, pentru că evident am văzut bună parte din poveste. Primul este războinicul Gabriel, după care este, am putea spune, omul de știință, tipa aia, după care acest maniac al exploziilor. Și Soren sau Soreh este șeful lor și un arhitect care a construit mai toate chestiile importante din lumea asta. Deci sunt patru și sunt niște eroi care evident apără populația plebea din Minecraft. De asemenea au și faimă și chestii pentru că au învins dragonul din Ender, care este foarte greu de bătut. Sunt necesare niște cunoștințe foarte vaste și echipament adecvat ca să faci asta în Minecraft. Și așa s-a terminat povestea lor, prin asta sunt ei faimoși. Dar când o poveste se termină, alta începe. Am putea spune că este adevărat. O pădure foarte frumoasă și o casă în copac în care un tip dă cu o sabie într-un manechin. Și o tipul întreabă dacă s-ar lupta mai bine cu 100 de zombi de dimensiunea unei găini sau de 100 de găini dimensiunea unui zombi. Întrebare ciudată și nu văd rostul, dar a mers cu găinile uriașe pentru că s-ar putea să nu fie agresive, pur și simplu să dea cu cioc în pământ și o să scap. Tipa asta e destul de dubioasă și zice că are un senzor pe acoperiș prin care o să stingă automat luminile. Ok, da. Asta face oricine în Minecraft. Vorbesc despre un Ruben care e un porc, aparent. Ok, tipii ăștia sunt ciudați. Ai un porc ca animal de companie. Să fim cinstiți în Minecraft, ce animal ai putea să ai ca și companie? Ce să spunem, oamenii iubesc porcii, nu? Adică sunt delicioși, la tigaie, așa, Și de ce ți-ai ales tocmai un porc, adică o găină sau un pui de zombi? Nu m-ar mira jocul ăsta. Păi atunci ce m-ai întrebat? Ok, hai, vine cu noi la concursul ăsta de construit la care toți spun că sunt pierzători. Trebuie să vă gândiți în felul următor, mereu. Ce-mi pasă mie ce gândește? X sau Y sau Z chiar. Pur și simplu faci ce pasă și nu îți pasă de ce crede ei. E foarte simplu și așa merge bine. Ce se aude? Nu, un creeper, dar asta cred că e ziua. Și m-am mai speriat, porcul. Bine era dacă murea, pentru că puteam să-l gătim fără să-l mai înjunghem, dacă v-ați prins. E nasol să înjunghi porc, în realitate. Ok, lasă-l pe tipul în pace, încerca să facă și o glumă. Mă interesant ca tine, dubioasul. Aia, mă, ce așa, pur și simplu o glumă, a făcut și el o mască și făcea... Adică dacă ești prieten cu el, bănuiesc că știi că faci genul, așa că ne... Nu cred că e prima dată când face o farsă sau încearcă să facă.
I-a făcut un costum de dragon porcului. Nu cred că ți-a luat un milion de ore, dar totuși, cred că i-a luat ceva de mult timp să-l facă. Și mă cert, tipul ăsta îl place pe porc și porcul pe el îl place mai mult decât pe tipul ăsta. Ok, am înțeles că e un concurs de construit și trebuie să rămân în urmă să-mi adun obiectele sau chestiile care am putea să le folosim la concursul ăsta. Să căutăm în cufărul acesta, am găsit niște foarfece care evident că pot fi foarte utile, are și sabia. Ce trist, deci are un suport de armură, dar n-are armură. Ruben, porcul ăsta, pe care sper să-l gătim cât mai curând. Un banner, nu cred că mă ajută cu mult. Alt banner cu Gabriel, se pare că îi place de tipul ăla din Ordinul de Piatră, sau Ordinul Pietrei, abar am. Flintă și oțel, foarte bun, foarte util în multe situații. Nu prea pare să mai fie altceva. Să vedem și în partea dreaptă aici, e puțin confuz. E greu să folosești comenzile astea, e greu. Da, te faci puțin confuz că le folosești invers. Hai să coborăm, să luăm și porc cu noi și îl ducem brazi. Nu putea pur și simplu să sară așa ca Sandukan. Asta e tot? Să mergem. Rul. Gău, el pare să fie șef. Avem un zvon. Deci să nu spune la nimeni. Gata, șef. Păi hai spune odată. The special guest at this year's Intercon is none other than Gabriel the Warrior. Schmecher, Gabriel la famosul o să vină la concursul ăsta. Deci cel care o să câștige concursul de construit o să se întâlnească cu el. Îți dai seama că pare că este un fan pentru care poți te rula și dă cu sabia. Deci cred că vrea să-l întâlnească. Așa e, da, eu poți să faci selfie și pe Facebook și să-l auzi. Da, așa e. M-aș bucura sincer să-mi fac o friptură din porcul ăsta. Îmi plac porci. Ce? Păi și atunci când ne-ai mințit, ai improvizat tot unde ai aflat, a vrut să dea și el mare. Am și eu o sursă care mi-a spus. Deci ăsta și toți prietenii lui. Nasol. Hamă, calmați-vă, orice se poate întâmpla. Ce mă, ați pierdut 9 ore la rând? Păi atunci gata, hai, ați pierdut. Statistica spune că o să pierdeți data asta. Nu vă mai panicați. Adică, cum te gândești greșit? Aoleu, deci acum aș da seama că nu trebuie doar să construiască ceva. Trebuie să construiască ca să câștige. Să fie observați. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. Incredibil, măcar ați avut un plan cu ceva cu artificii. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Deci acum vor să construiască un creeper, văd că lui ăsta îi plac creeperii. They both have their moments, both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a creeper today. O să mergem cu creeperul pentru că așa vrea tipul ăsta, care e mai bun decât tipa cealaltă cu Ruben, deci nimeni nu se poartă rău cu mâncarea mea. Deci asta e prima dată când ți-au dat seama că trebuie să hotărească ce construiesc înainte să construiască. Da, încep să văd de ce ați pierdut. It wouldn't hurt to grab a little more. Okay. Sunteți pregătiți? Deci dacă acum sunt cel mai pregătiți, înțeleg de ce au pierdut. Ok, n-au nici băcar slogan sau ceva, improvizați pe loc. Da, încep să văd de ce lumea crede că sunt pierzători. Și o să căutăm resurse în episodul următor, pentru că asta deja este prea lung și nu vreau să vă plictisez și mai tare. Dacă v-a plăcut, sper să fiți prin preajmă și eu să fiu prin preajmă la următorul episod. Toate cele bune, salut!